Bă, nu l-am dat. De ce? Ai venit și nu te-ai mai prezentat? Da, am venit prea târziu. Tocmai asta s-a interesat. Da. Păi de ce ai venit târziu? Păi că atunci m-am trezit. Păi nu știai că ai astăzi examen. Ba da, dar n-am avut mașină cu ce să vin. Și acum ce faci? Acum mă uit pe foi și vin mâine. Și proba de astăzi o mai dai anul viitor sau cum? Da. Nu-ți pare rău? Ba da, îmi pare foarte rău. Parcă l-ai nou, omul. Nu, păi am luat nou, dar mai dă vreme. Prima parte și a doua fost ușor, la a doua nu am avut treabă. Eram paralel cu subiectul. Restul a fost foarte ușor. N-am. Condițiile astea ce notă crezi că sunt? 6.50 cât îmi trebuie. În rest n-am treabă. Ai învățat mult pentru... Sincer, nu, deloc. De ce? Când am avut când. Dar nu-ți pasă ce, dacă o să iei bacul sau nu? Și cu bacul ce facem? La fabrica de țigări. Păi da, frate, lucrez la... Crezi că nu te ajută? Sincer, nu prea. Că am cunoștințe cu facultate care sunt la motora și așa, fără bac, o duc mai bine decât ei. Nu puteam să ne luăm și la viciile mele. Adică? Adică la distracții, la pleca la mare, la munte, cu prietenii, distracții, petreceri. Și de învățat când ai mai învățat? Am învățat, ziua și seara stau afară.